Bună ziua, stimați telespectatori! Ne revedem astăzi la încă o emisiune uh, dedicată uh, evenimentelor care s-au petrecut în România în timpul celui de-al doilea război mondial. După ce în emisiunile trecute am dezvoltat problemele legate de 23 august 1944, în ansamblul acestui eveniment, întoarcerea armelor împotriva Germaniei, astăzi în tema și tema emisiunii de astăzi, va fi legată de unul din momentele extrem de importante care au hotărât, de fapt, și soarta României în timpul și după cel de-al doilea război mondial și care au stat și la baza, din nefericire, a, a păcii încheiate în anii 1946-1947. Și astăzi ne vom referi la Convenția de Armistițiu cu Națiunile Unite și efectele ei asupra României. Ca și în emisiunile trecute, la acest subiect l-am ca invitat pe domnul profesor dr. Liviu Lazar, care îi spun bine a revenit în studio. Ziua. Și la fel ca și la toate celelalte emisiuni, sigur că vă vom prezenta și o bibliografie selectivă care ne-a inspirat în această emisiune. Dacă în emisiunile trecute v-am prezentat o serie de lucrări apărute după 1989 și care sigur au stat la baza întregii emisiuni și și la baza emisiunii de astăzi, vă vom prezenta și astăzi și câteva lucrări care au apărut înainte de 1989, dar care citite printre rânduri și una dintre ele, o lucrare apărută în 1988, într-un moment în care exista o încordare relației cu Uniunea Sovietică și o deschidere mai mare spre a spune adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în uh, 1944, iată deci că și aceste lucrări își au importanța, semnificația lor și dacă sunt citite cu atenție vom vedea că conțin o bogată informație istorică. În primul rând, o carte a lui Eliza Campus din Politica Externă a României 1913-1947. Apoi, cartea lui Leonid Alogin, marile conferințe internaționale 1939-1945, de asemenea, cel de-al doilea război mondial în documente și literatură, o carte excepțională care cuprinde foarte multe informații referitoare la uh, cel de-al doilea război mondial și la România și o carte cu mult curaj, e vorba de autor Valeriu Florin Dobrinescu, România și Organizarea Postbelică a Lumii, 1945-1947, în care autorul vorbește cu mult curaj despre... Ceea ce s-a întâmplat uh, cu convenția de armistițiu între România și uh, marile puteri. De fapt, marile puteri vom vedea că nu va fi decât una singură cea pe mâna care am fost lăsați, este vorba de Uniunea Sovietică. Carte care abordează, uh, încă o dată o spun cu mult curaj, uh, inclusiv condițiile foarte dure de armistițiu care au, infus, au fost impuse României uh, la o dată târzie, deși, încă o dată reamintesc, comunicatul regal din 23 august 1944 orele 23:35 vorbea de acceptarea armistițiului cu Națiunile Unite, vom vedea însă că pașii vor fi foarte dificili, greu de făcut și îndepărtați. Domnule profesor, haideți să intrăm un pic în câteva lucruri legate de Eforturile pe care le-a făcut diplomația română imediat după 23 august pentru a semna repede armistițiul, și, de fapt, ceea ce s-a întâmplat. Aș vrea să mai zăbovim puțin asupra acestor ultime două lucrări. Cea care ați prezentat-o despre al doilea război mondial în memorialistică și în documente este. O, un almanach al revistei Steaua din Cluj, uh, eram student când am cumpărat acest lucru, uh, în, aceste, uh, în această lucrare există memoriul Ministerului de Externe Român și al Ministerului de Război înaintat conferinței de pace de la Paris din 1937 Pe pentru, uh, 47 scuze, pentru a arăta efectiv contribuția României uh, și este un memoriu foarte detaliat uh, și foarte amănunțit care arată că România trebuia să primească statutul de cobeligeranță. Cealaltă carte a unui istoric uh, ieșean, uh, iarăși cu foarte mult curaj, practic este uh, a doua spărtură, să spunem așa, în istoriografia comunistă, uh, alături de cartea lui Aurică Simion, în care încep să se spună multe adevăruri despre 23 august 44 și mai ales despre perioada care a urmat. Uh, sunt lucrări de referință și dacă într-adevăr uh, scoatem acele uh, mici uh, pagini introductive care erau, erau totdeauna obligatori. atributul uh, acordat ideologiei. Ele sunt lucrări de istorie remarcabile și uh, Istoriografia de după 1990, în reevaluarea actului de la 23 august și tot ceea ce s-a întâmplat, s-a bazat mult pe asemenea lucrări și cercetările începute de cei doi, Dobrinescu și Aurică Simeon. Revenind la ceea ce s-a întâmplat la 23 august și după 23 august, a fost o anormalitate din punct de vedere al relațiilor internaționale. Uh, am discutat emisiunile trecute că noi am uh, declarat unilateral ieșirea din război împotriva Germaniei și alăturarea uh, națiunilor unite. Din păcate însă națiunile unite au semnat pentru noi URSS și din păcate uh, pentru noi au existat acele uh, înțelegeri înainte de Ialta, pentru că uh, la Ialta lucrurile erau deja foarte clare în ceea ce privește soarta țărilor din răsăritul uh, Europei și schimbul cinic, aș putea spune, dintre marile puteri referitor la influențele uh, uh, comuniste sau uh, a țărilor uh, uh, a uh, anglo-americane, Anglia și uh, Statele Unite. E Aici este uh, marea problemă, că aceste... Uh, Discuții și organizarea postbelică a lumii n-a mai fost la nivelul la ceea ce s-a întâmplat în 1918, la sfârșitul primului război mondial. Pentru că acum, practic, s-au luptat două sisteme: fascismul, nazismul, nu, împotriva țărilor democratice, dar. Din păcate și practic condițiile au făcut în așa fel încât anglo-americanii să se alieze cu Uniunea Sovietică și URSS-ul lui Stalin a profitat din plin din această perspectivă de poziția de învingător. Așa este, stimate coleg, și pentru că ai ridicat această problemă, însă și parte din clauzele armistițiului cu România se află tocmai în aceste întâlniri în aceste conferințe internaționale ale marilor puteri, care au precedat deja conferința pe care toată lumea o cunoaște atât de bine, este vorba de conferința de la Ialta, unde de fapt s-a fă făcut împărțirea politică a lumii. Și doar foarte pe scurt aș aminti trei dintre aceste mari întâlniri. Una dintre ele a fost la Casa Blanca. Această conferință de la Casa Blanca din ianuarie 1943 a fost, să zicem, bilaterală și a fost o întâlnire doar între Roosevelt și Churchill. Stalin a fost invitat, dar el, de acel moment, și-a declinat invitația de a participa la această conferință. În schimb, la această conferință s-au discutat foarte multe lucruri legate de evoluția războiului și inclusiv. Pentru prima dată, la Casa Blanca, a fost formulat termenul de capitulare necondiționată pentru puterile care se aflau uh, în război de partea axei, începând cu Germania, Italia, Japonia și, sigur, sateliții care erau uh, alături de ei. Uh, de asemenea, tot la Casa Blanca, Roosevelt și Churchill au avut o discuție aprigă asupra uh, deschiderii celui de-al doilea front. Pentru că viziunea lui Churchill diferea de viziunea lui Roosevelt și în acel moment diferea și de viziunea lui Stalin. În timp ce Stalin dorea o debarcare rapidă în Franța pentru a de, scoate din cele 260 de divizii germane cât erau pe frontul de răsărit, să le transfere pe frontul de vest o parte din Hitler, Churchill avea un interes extraordinar de mare în Marea Mediterană. Și de altfel, în 1943 a și primat ideea lui: era vorba de o ofensivă puternică în Africa de Nord, debarcarea în Sicilia, Corsica și cu posibilitatea debarcării în Italia, a scoaterii Italiei din război și a preluării Mării Mediterane și a protejării Mării Mediterane de către flota engleză. Și aș adăuga, l-a interesat foarte mult o debarcare în Balcani ceea ce însemna obligatoriu eliberarea Greciei exact. pentru că pentru uh, englezi Grecia era foarte importantă cu insulele uh, Creta și Cipru, Malta de asemenea uh, și această debarcare în Balcani uh, viziunea lui Churchill, uh, lui Churchill era extraordinar de importantă pentru țările Europei de Est pentru că în uh, concepția lui dacă anglo-americani ar fi eliberat Balcanii, atunci n-ar mai fi existat o ofensivă spre vest a armatelor sovietice și ar fi eliberat teritoriul URSS și cu asta ar fi scăpat Europa des de extensiunea aceasta a comunismului. Pentru Sigur. că să nu uităm, Churchill a știut foarte bine uh, ceea ce urmărește Stalin. El a uh, Inaugurat, dacă vreți, termenul de război rece și cortină de fier în celebrele sale discursuri da. prin uh, Statele Unite după ce nu a mai fost ce mai exact, dar în același timp. Uh... Anglia, care va abandona aceste idei în timpul conferinței ministrului de extern de la Moscova, dar vor reveni asupra lui și nu degeaba îi se spune Anglie perfidul Albion, pentru că ea și-a modificat uh, poziția față de Stalin, ceea în funcție de interesele pe care le avea Anglia, sacrificând popoarele sud europene și ideea de ofensivă în Balcani în momentul în care au primat alte interese și în momentul în care el a ajuns la o înțelegere cu Stalin cu privire la Grecia. Recia. La Casa Blanca s-au mai discutat și alte lucruri, poate mai puțin importante pentru ceea ce discutăm noi. E, eliberarea Birmaniei, continuarea războiului în Pacific, războiul submarin, dar în același timp era un lucru foarte interesant discutat la Casa Blanca, era problema franceză. Teritoriile libere franceze din Africa de Nord cunoșteau o dublă comandă a generalului De Gaulle și a lui Giraud care se aflau într-un într permanent conflict. Să mai zicem pentru cunoscători că cel de-al treilea potențial candidat amiralul Darlan fusese asasinat și prin urmare și Russell și Churchill, Churchill și luau uh, misiunea de a împăca pe De Gaulle cu Giro pentru a crea un front comun un front comun francez. Lucrurile se schimbă fundamental, lui Stalin se trimite un mesaj dar este Era evident că fără Rusia nu se poate. Și mai ales un lucru pe care rușii, după a doua război, l-au negat: la Casa Blanca s-a mai luat o hotărâre. Intensificarea trimiterii de ajutoare materiale pentru Rusia, prin Oceanul înghețat, prin Nord, rușii au primit extraordinar de mult material din partea Statelor Unite și ale Angliei, lucru pe care ei îl vor nega sau îl vor ascunde cu desăvârșire după cel de-al doilea război mondial, că în primele faze ale războiului ei au primit foarte mulți sprijin, fără de care nu s-ar fi putut descurca. În orice caz, un al doilea moment care ne privește și pe noi este conferința ministrului de externe de la Moscova. De data aceasta, această conferință de extern, Ministrul de Externe, desfășurată între 19 și 30 octombrie 1943, dă cezarul și cezarului. Iaceslav Molotov este președintele acestei conferințe, el o conduce pe tot parcursul perioadei, sovieticii ridică de data aceasta foarte puternic problema deschiderii celui de-al doilea front, deja capul de linie se rezolvase în Italia și ei ridicau acum problema deschiderii celui de-al doilea front, se discută despre statutul Iranului și despre posibilitatea intrării Turciei în război. Un lucru pe care îl doreau și anglo angloamericani, îl doreau și rușii, dar pe care turcii nu îl doreau. Turcia, de fapt, cu toate presiunile lor, va rămâne neutră până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și acum uh, uh, ministrii de externe englez și american ridică problema României. Problema pe care noi am discutat-o în contextul emisiunilor trecute, întrucât începuseră tatonările pe lângă anglo-americani. Și aici, la Moscova, se stabilește foarte clar că cei trei aliați se vor consulta reciproc în faza oricărei tatonări a oricărei din puterile care ar dori să iasă din război, inclusiv Germania și în special România, pentru că România deja a începuse uh, mai puternic aceste tatonări, atât prin opoziție, cât și prin uh, trimiși special ai mareșarului Antonescu. E foarte interesantă replica lui Viaceslav Molotov refitoare la Maniu. El spune, uh, el spune, nu putem ține cont de ei, pentru că, fiind în opoziție, nu au niciun fel de putere. Noi trebuie să negociem în continuare cu conducerea oficială a României. Dar conferința de la Moscova a configurat foarte clar condițiile dure ce se vor impune țărilor care vor pierde acest război. Iară se reiterează ideea foarte clară că nu există decât capitulare necondiționată. La Moscova a fost o abandonare clară a intereselor engleze, americane, în răsăritul Europei, în afara Greciei, pe care, într-adevăr, Churchill a reușit, prin celebrul, celebră bucățică de hârtie, să obțină preponderența în Grecia. Să nu uităm însă că, după război, în Grecia au fost mari mișcări cu rușii încercând prin uh, comuniști infiltrați, uh, știm că a fost acele, uh, uh, acel război civil în Grecia, în urma căreia o grămadă de uh, cetățeni greci au emigrat și în România fiind urmăriți de către uh, autorități. La Hunedoara uh, a fost un puternic uh, uh, o puternică colonie de uh, cetățeni greci care au fost angajați la uh, combinat. E de ce a fost abandonat răsăritul Europei? Într-adevăr puterea Rusiei s-a dovedit a fi destul de mare. În 1943 atuurile erau foarte clar. Se desfășurase bătălia de la Kursk, marea bătălie de tankuri în care s-a văzut și superioritatea artileriei grele și a carelor de asalt rusești față de cele germane și trebuia ținut cont de enormul potențial militar și logistic al URSS-ului. Pe de altă parte, Statele Unite îl avea încă la negocieri pe președintele Roosevelt, care fiind în ultimii ani ai vieții, era aproape muribund, să nu uităm în ultimele conferințe și mai ales la Ialta, iar Churchill nu a reușit să-i țină piept lui Stalin în negocierile privind țările din răsăritul Ba, Europei. Chiar se spune că Roosevelt era fascinat de personalitatea lui Stalin și de modul în care Stalin le-a prezentat uh, uh, desfășurarea războiului și felul în care uh, vedea el uh, organizarea uh, ulterioară a Europei. De altfel, ei, el și Molotov erau pe aceeași mână în a susține ideea că Uh, uh, nu doresc decât uh, o limitare a puterii Germaniei, de altfel aici toate trei puterile erau de acord că Germania trebuia uh, distrusă din punct de vedere militar. Uh, Ieri au ajunseseră și la concluzia, să spunem într-un fel pozitivă, că Germania și Japonia erau uh, uh, nu asupra popoarelor lor trebuie acționate, ci asupra ideologiei naziste și fasciste uh, japoneze și uh, germane, dar că Germania trebuia să nu mai poate provoca un posibil al treilea război mondial, pentru că ei preconizau că dacă Germania va fi numai înfrântă și nu va fi dezarmată total, iar uh, americanii veneau și cu ideea dezmembrării ei în cinci provincii, ulterior s-a văzut că a fost dezmembrată doar în două, uh, în 15-20 de ani Germania și-ar fi putut reface potențialul. Pentru că, de fapt, uh, conferința de la Moscova a fost urmată, în sfârșit, de prima întâlnire a celor trei mari conducători. Este vorba de conferința de la Teheran, care începe la 28 noiembrie 1943. Asupra ei se ridică mai multe semne de întrebare uh, în ceea ce prește locul desfășurării. Este vorba de pavilionul ambasadei sovietice. Uh, se spune, pe de-o parte, că serviciile secrete germane erau inf informate ceea ce se petrece și ar fi dorit provocarea unui atentat. Pe de altă parte, există alte surse care vorbesc de o intoxicare sovietică, tocmai pentru ca rușii să poarte discuțiile exact pe teritoriul lor, adică pe teritoriul ambasadei sovietice. Iar aici, într-adevăr, la Teheran este ceea ce ai spus, abandonarea totală, de data asta, nu numai miniștrii de externe își dau mâna, ci își dau mâna președinții celor trei state, Stalin reușește să impună. Ca cel de-al treilea front să se deschidă până în 15-20 mai 1944, se va deschide la 6 iunie, în orice caz, datorită condițiilor meteorologice și nu datorită întârzierii militare. Iar, pe de altă parte, deja se preconiza o împărțire a sferilor de influență, deja se vorbea din nou de capitularea necondiționată, deja americanii uh, cereau sovieticilor ca imediat după încetarea ostilităților cu Germania să declanșeze războiul împotriva Japoniei, iată deci o chestiune reciprocă între Roosevelt și Stalin și sigur că Teheranul a reprezentat primul pas spre marele compromis acela al ideii că sud-estul Europei trebuie, nu neapărat abandon, în sensul de abandon, nici nu s-au folosit termenul de abandon, dar de toate documentele au fost secrete, Pro publicității s-a dat numai un scurt comunicat că cei trei mari s-au întâlnit și că uh, au discutat problemele desfășurării războiului și al organizării postbelice, nu și amănuntele organizării postbelice și a războiului. Era vorba doar despre extinderea influenței. or uh... Sovietici au dus această extindere a influenței la extrem, considerând țările eliberate, nu numai de armata roșie, ci și de armatele naționale, în cazul României, ca și țări ocupate. Și acest lucru a dăunat foarte mult relațiilor diplomatice. Dacă stăm să ne gândim la preliminarile Convenției de la uh, armistițiu de la Moscova, avem în principal această greșeală a declarării unilaterale de la 23 august, proclamația regelui, după care sovieticii au acționat într-adevăr în scopul intereselor lor. Au dezarmat trupe românești, n-au recunoscut încetarea luptelor, au încadrat trupele care totuși s-au predat, le-au lăsat cu armament și efectiv participarea armatei române la Războiul antihitlerist a început imediat în 24 august, dar prin Convenția de Armistițiu din 12 septembrie se va recunoaște cu totul și cu totul altceva. Și vom reveni asupra acestei Convenții de Armistițiu după o scurtă pauză. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Toptec lancează campania Buyback la monitoare. Pentru orice monitor adus la schimb la achiziționarea unui monitor LCD, Toptec acordă un discount de 100 de lei. Promoția este valabilă în limita stocului disponibil. Vă așteptăm la sediul magazinului nostru din Deva, Piața Victoriei numărul 1. Hmm, ceva nu e bine trebuie să fac o schimbare. Împrospătează-ți afacerea. Folosește Grafica Plus, tipografia care poate da strălucire și viață afacerii tale. Într-o lume dură a competiției, promovează-te. Curaj, prospețime și inteligență. Eu am folosit Grafica Plus. E rândul tău. Pentru că imaginea ta contează. Deva, tipografia, Grafica Plus. sultau.ro. Ghidul online al județelor din România. Împrospătează-ți afacerea. Folosește Grafica Plus. Ecosid închiriază la intrarea în municipiul Hunedoara hală industrială, teren și spații pentru birouri în bloc administrativ. Informații la sediul firmei, piața Iancu de Hunedoara numărul 1 sau la numerele de telefon 0744602205 și fax 0354 409 287. Ecosid Hunedoara Am revenit, stimați telespectatori, în uh, cadrul emisiunii de astăzi discutăm despre Convenția de Armistițiu cu Națiunile Unite și consecințele ei asupra României. Și în prima parte a emisiunii noastre am insistat un pic asupra condițiilor internaționale și asupra conferințelor internaționale care au uh, dus la o serie de înțelegeri între cele trei mari puteri. Statele Unite, Anglia și Uniunea Sovietică, cu privire la soarta țărilor că ce urmau a fi învinse în timpul celui de-al doilea război mondial cu ideea foarte clară rezultate din toate cele trei conferințele, a ideii de capitulare necondiționată și a impunerii unor condiții foarte dure, în special Germaniei, referitoare la dezarmarea ei și la lichidarea posibilității ca ea să mai poată deveni o mare putere militară. Sigur că... Au existat și am arătat cedări, iar cea mai mare cedare a fost legată de sud-estul Europei, iar la Teheran va chiar s-a inclus și o idee, sigur că nu se preconiza comunizarea țărilor. Asta rușii au făcut ulterior, dar atât Anglia cât și Statele Unite. Nu erau împotriva creierii în țările din sud-estul Europei a unor guverne, să spunem, prietene și nedușmane Uniunii Sovietice. Sigur, rușii au înțeles până la urmă altceva din acest lucru și au trecut la stabilirea unor guverne comuniste, dar acest lucru îl vom vedea în emisiunile ulterioare. Se mai spunem totuși că la Teheran a existat și un moment de tensiune. Acest moment de tensiune este legat de o veșnică problemă a rușilor în Europa și anume este vorba de Polonia. Era vorba de trasarea granițelor Poloniei. Tot știm că, de, că dacă vorbim de dramatismul existenței unui stat, statul polonez are un, un dramatism extraordinar de-a lungul istoriei. Ea a fost împărțită până la primul război mondial de trei ori, Ea a fost o mare putere medievală care avea și Ucraina în subordine și Bielorusia, Lituania, Lituania apoi a, a decăzut în perioada modernă, a fost împărțită de trei ori succesiv între Austria, Prusia și Rusia, a dispărut ca stat, a renăscut în 1918, a fost obiectul unei alte împărțiri în 1939 între Uniunea Sovietică și Germania, și iată acum englezii încercau să obțină niște condiții de trasare a frontierelor favorabile Poloniei, lucru care rușii nu au cedat absolut deloc și bineînțeles că nici nu s-a mai insistat foarte mult asupra acestui lucru pentru a nu se tensiona relațiile la acel moment dintre Anglia, Statele Unite și Uniunea Sovietică. O singură conferință aș mai aminti, o conferință importantă pentru un alt lucru și anume este vorba de conferința de la Dumbarton Wax din august-septembrie 1944 în Statele Unite, Acolo unde se pun bazele Organizației Națiunilor Unite și a acestui organism care trebuia să mențină pacea după terminarea celui de-al doilea război mondial. Dacă a reușit sau nu, am văzut de-a lungul existenței Organizației Națiunilor Unite că ea s-a implicat în toate focarele de război care au existat în lume, că a trimis căștile albaste, oriunde au fost aceste focare, dar că n-a reușit să stabilească o pace nici în Orientul Apropiat, nici în Extremul Orient, nici în ceea ce privește războaiele din Africa, care sunt, în general, extrem de numeroase, fie între state, fie războaie civile, dar, oricum, trebuie să spunem că, spre deosebire de societatea națiunilor, din perioada 1919-1939, ea și îndeplinește rolul oricum mai bine. Aici aș adăuga ceva. Într-adevăr, față de Liga Națiunilor, care nu a avut sprijinul Statelor Unite ale Americii, a fost condusă de oameni din statele mici. Ține minte că și uh, diplomatul nostru Nicolae Titulescu a fost președinte al adunării generale a Ligii Națiunilor. Uh, organizația Națiunilor Unite reflectă exact raportul de forțe de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Este vorba de cei mari. Și organizarea acestei structuri internaționale de menținere a păcii, ați văzut acele prevederi în care în Consiliul de Securitate Statele Unite, URSS-ul și așa mai departe aveau drept de veto. v dat seama că a dus la încetinirea și la înrăutățirea unor uh, elemente de conflict pe plan uh, internațional. Dar ele reflectă acea încercare de. Uh, nu putem spune armonizare, ci de conciliere între interesele comuniste ale URSS-ului și in, între interesele țărilor democratice în frunte cu Statele Unite și Anglia. Totuși, Organizația Națiunilor Unite a avut un oarecare lor rol, dar, vedeți, eficiența nu a fost cea dorită și în cele din urmă tot tratatele militare, în speță astăzi NATO, au devenit cele care uh, reglementează, dacă vrem, situația politică și militară a lumii în ziua, în zilele noastre. Sigur, și se uh. mai pune încă o precizare că, după Teheran, uh, cele trei puteri mari, Statele Unite, Anglia și Uniunea Sovietică, sunt secundate în ceea ce privește intenția lor de a mai adăuga alte puteri la constituirea nu numai Organizației Naționale Unite, ci la constituirea acestui bloc masiv îndreptat împotriva statelor Axei. Franța, lui Charles de Gaulle, este acceptată ca idee. În sfârșit, în discuțiile între el și Giro se pare că se încheiaseră și de Gaulle este cel care câștigă, iar de Gaulle se zbate foarte mult ca Franța să recapete de statutul de mare putere. Sigur că ea era în momentul acela ocupată și avea un guvern pro-fascist, guvernul de la Vichy, dar apare și un alt partener din extremul Orient, este vorba de China, în urma discuțiilor pe care Statele Unite în special le poartă cu generalisimul uh, Chiang kai care era comandantul trupelor gomindaniste, și acesta uh, reprezenta în acel moment uh, forța militară a Chinei. Sigur că, pe de cealaltă parte, deja începuseră și mișcarea comunistă destul de puternică a lui Mao Zedong. Existau însă neînțelegeri între trupele lui Mao Zedong și a lui Chiang kai dar ambele acționau în acel moment împotriva ocupației uh, japoneze. japoneze da. Abia după 1945, uh, Sprijinul sovietic se va vedea în zonă, și în 1949 China devine uh, unul din puternicele state comuniste. Însă, până atunci ea este inclusă în această discuție a sferei celor puternici, pentru că ea reprezenta dincolo de potențialul uman reprezent, reprezenta și un viitor potențial economic și strategic pentru Statele Unite, sigur, neintuind ce se va întâmpla ulterior. Și aici americanii, din păcate, au făcut o mare greșeală, subestimând forțele lui Mao tse care se considera că după acel marș cel lung de 10.000 de exact. kilometri nu mai pot să însemne o forță puternică în China. Să revenim însă Și acum, la... Da, să revenim la Convenția de Aramisticiu. Noi am prezentat în mare tot ce s-a întâmplat pe plan internațional pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă că insuși, însăși, Convenția de armistițiu este rodul unor înțelegeri internaționale că rușii au putut acționa așa tocmai pentru că au fost lăsați să acționeze în această manieră. Și te rog, stimate de coleg. Uh... Convenția de armistițiu uh, trebuia să se semneze în momentul încetării ostilităților împotriva URSS-ului. E, gândiți-vă, 23 august până în noaptea de 12 spre 13 septembrie. Practic ea a fost semnată după acea noapte de uh, negocieri. Delegația română a fost trimisă mult mai repede. Au fost uh, trimiși diplomații uh, români, trimiși chiar de Antonescu, urmau acum să ia legătura cu occidentalii în cancelariile de la Cairo, de la Istanbul, uh, de la Stockholm și așa mai departe. Uh, occidentalii, uh, din păcate, sau au fost de denegăsiți, uh, ei urmau practic niște instrucțiuni. Noi trebuia să negociem convenția de armistițiu cu Uniunea Sovietică după aceste înțelegeri pe care noi le-am discutat uh, înainte. Era foarte clar acest lucru și uh, n-am fost pregătiți. Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat uh, s-a concentrat pe uh, arestarea lui Antonescu și momentul ieșirii României din război și asemnării uh, a fost. Uh, uh, plin de ezitări, ceea ce a adus la subordonarea mult mai ușoară a României decât a altor țări de către Uniunea Sovietică. Aici este lucru foarte important. și Spuneai că au fost trimiși imediat cei doi Barbu Știrbei și Vișoianu trimiși rapid la uh, Istanbul, dar n-au găsit pe nimeni. Uh, Crețianul la Ankara uh, încerca și el uh, să vorbească cu ambasadorul sovietic, acesta îi spunea că nu a primit instrucțiuni. Deci, și până la urmă apare o declarație a lui Molotov în 25 august, care reitera pe cea din 12 aprilie că sovieticii nu doresc schimbări de regim în România și nici rapturi teritoriale. Dar, de fapt, rapturi teritoriale era foarte limpede pentru că ei nu făceau nicio referire pentru rapturi teritoriale. Ei, ei se refereau la alte teritorii decât la cele care clar erau revendicate de între I, și Bucovina. Nici nu se punea problema acestor teritorii pentru că aceste teritorii erau în componența URSS-ului. Deci, dincolo de uh, această realitate, nici nu putea fi vorba de altceva. Se spunea doar atât. Recunoașterea frontierei româno-sovietice din iunie 1940. Nu se spunea Basarabia, Bucovina de Nord, Ținutul Herței și așa mai departe. Pe asta i a interesat în primul rând. Dar... Uh, foarte important că toate convențiile de armistițiu semnate de sovietici în răsăritul Europei n-au avut numai clauze militare. O convenție de armistițiu, care înseamnă încetarea focului, în primul rând trebuie să aibă numai clauze militare. Convențiile de armistițiu impuse de sovietici au avut clauze politice, clauze economice înrobitoare și clauze juridice, ceea ce ne-au afectat și la tratatele de pace. Și atunci s-a încercat formarea unei delegații care să plece, a fost introdus în această delegație Lucrețiu Pătrășcanu, care era cunoscut în cercurile comuniste, el participase și la acele negocieri privind arestarea lui Antonescu și, în sfârșit, se ajunge la trimiterea delegației românești la Moscova, care a fost plimbată, Sigur, să ei au ajuns, împrejurimile. Da, trebuie să spunem că ei au ajuns, de fapt, partea delegației Vișoianu Barbu Știrbei venind dinspre, dinspre, Istanbul, Ankara au ajuns în 29 în 28 august, august da. Lucrețiu care conducea delegația României cu restul membrilor cu, cu Grigore Pop, cu, colonelul cu generalul de Măceanu au ajuns în data de 29 și s-au reunit această delegație în data de 30. Ca să constate că după ce au fost găzduiți, nimeni nu-i cheamă să discute cu ei absolut nimic. Și atunci Lucrețu Pătrășcanu, pe care se mizase că este comunist și că va obține niște clauze de armistițiu mai, să zicem, favorabile României, la un moment dat este cuprins și el de îngrijorare și chiar trimite sovieticilor un mesaj spunând despre gravele consecințe ale întârzierii semnării armistițiului și care erau grave consecințe, le a enunțat mai înainte. Sigur că da, pentru că aceste uh, uh, consecințe, practic, au permis subordonarea totală a României din punct de vedere politic, economic și militar. Pentru că uh, nu s-a recunoscut eliberarea Bucureștiului, nu s-a recunoscut uh, faptul că. Uh, uh, după 23 august forțe din Ungaria are, și forțe naziste puteau să intre pe teritoriul României și să, să încerce restaurarea guvernului Antonescu. S-au dat lupte foarte puternice la aeroportul din Arad. S-au dat luptele de la Păuliș, unde nu au fost aduși elevii de la școlile militare să, să lupte și să blocheze această ofensivă. Dinspre Dunăre au fost, aveau nemții 200 de nave pe Dunăre Care încercau să ocupe iarăși principalele orașe de la Dunăre Și aceste nave, 40 dintre ele au fost scufundate de către armata română Nu s-a recunoscut nimic la conferința, la acele negocieri de armistițiu Pentru că nu erau în interesul Uniunii Sovietice Sigur și ba mai mult decât atât circula o glumă în sinistră în România, că România au trecut de la derdi de derdas la davai bani și davai ceas, <sus> pentru că uh, sovieticii s-au comportat cu o brutalitate extraordinară de cuceritori de jefuitori și uh, erau pline rapoartele, și ale poliției și ale armatei, de jafure silnicile care le-a produs armata sovietică. Dincolo de faptul că Demăceanu era le spunea la întâlnirea cu delegația sovietică condusă de Slav Molotov și Vășinski că degeaba le cer cu, do cu cele 12 divizii, pentru că cea mai mare parte a lor au fost dezarmate după 23 august. Adică, după momentul încetării oricărei ostilități uh, cu Uniunea Sovietică. Să spunem câteva din clauze, da. corect, pentru că uh, sunt foarte dure. Practic, tratativele au început în 10. Prima întâlnire, în 10 septembrie, după vreo 5-6 zile, când delegația română a fost plimbată de aici, pe acolo, prin Moscova, uh, cum spuneau, să viziteze împrejurimile. Și uh, primul lucru a fost uh, care a fost discutat a fost colaborarea militară practic aștia au fost termenii, dar colaborarea militară a însemnat subordonare militară, deoarece uh, nu a fost acceptat ca trupele române, era vorba de 12 divizii minimum să fie angajate în frontul uh, anti-hitlerist, uh, 12 divizii minimum, dar ele să fie încadrate în marile unități sovietice și efectiv să nu mai aibă nicio legătură cu marele stat major român. Asta a făcut ca trupele române să fie trimise acolo unde a fost cel mai greu. Să ne amintim despre ce s-a întâmplat la dealul Sânt în lângă Mureș Iernut, acea, acea localitate, Oarba de Mureș, unde acel dar are o formă semicirculară. Mureșul trecea prin, să spunem așa, prin acel jumătate de diametru și nemții de pe colină cu Tancuri cu tunuri, armata română n-a fost sprijinită cu care de asalt, cu artilerie, nimic. Sigur, Am pierdut acolo 5.000 de oameni. Cererea României de a se înzestra două divizii cu blindate a fost refuzată la Convenția de Armistițiu? Sigur că da. Am pierdut acolo. Deci asta a însemnat. Clauzele militare uh, au făcut ca pe frontul de vest să, să moară mult mai mulți soldați români decât pe frontul de est. Nici acolo n-am avut. Uh, cum să spunem, uh, cu toate că a fost grupul de armate Ion Antonescu, discutam emisiunile da. trecute, nici acolo n-am avut uh, prioritate în uh, logistică și în declanșarea operațiunilor, dar nemții totuși au respectat punctul de vedere al generalilor uh, români. Să nu uităm că o serie de generali români au fost uh, destituiți, o serie de generali români au fost uh, uh, închiși să ne reamintim de uh, Nicolae Macici, acel general care uh, până la urmă și murit în închisorile Comuniste. Și o să prezentăm data viitoare o carte foarte interesantă, care se numește Drama Generalului Românii 1944-1948. Dar să ne referim și la clauzele economice. Deci, clauzele uh, militare au, uh, au subordonat armata română și noi n-am mers numai cu uh, 12 divizii, ci am avut chiar 17 divizii în momentul încheierii războiului. Clauzele economice au fost la fel de înrobitoare. 300 de milioane de dolari plătibili în ce avea România. Cereale, petrol, lemn, în general acestea au fost. Aceste clauze, cum să spun? Plus, la aceste clauze se mai adăuga și necesitatea ca România să asigure încartiruirea trupelor sovietice la trecerea lor înspre Germania. Acest lucru a creat mari drame uh, populației pentru că, atât cât s-a putut, românii au dat, s-au impus acele cote uh, din cereale, țin uh, minte de la bunicii soției. Uh, ei, săracii, și-au creat un perete dublu, pentru că toamna, uh, când trebuiau să culeagă recolta, vedeau, veneau comisarii uh, uh, sovietici. sovietici împreună cu delegații comuniști români și le luau din câmp recolta. Foarte puțin mai reușeau să aducă acasă, ce reușeau să mai fure noaptea să aducă acasă și trebuiau să ascundă foarte bine că după aceea, după ce le luau din când, veneau și acasă și rechiziționau tot. Se mai spune, stimate coleg, că și suma de bani a fost calculată la produsul interbrut anului 38, când România nu mai era așa. Se pare că ne îndreptăm cu pași foarte repede spre încheierea acestei și acestei emisiuni a noastre. Mai trebuie să spunem că un lucru care a indignat delegația română chiar și pe Lucrețiu Pătrășcanu a fost că în preambulul convenției era scris că România a pierdut războiul. De fapt, România ieșise din război, ea nu pierduse războiul, ci ea încercase să ofere o șansă de a ieși din război în mod onorabil și de a întoarce armele împotriva Germaniei. Stimați telespectatori, îi mulțumesc colegului meu pentru participarea la această emisiune, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție și ne revedem la o emisiune viitoare.